Jordan 5 UNC. Am găsit o pereche de Jordan 4 Craft. Uite, Movo ăsta era mișto. Nike Ambush. Uite, încă o pereche de Nike Tech. Ah! What up, guys? Hai zi! Astăzi mergem la shopping. Am venit în cel mai mare outlet din Florida, în Vineland Orlando Outlets. Guys, acum ne aflăm în primul orășel, să zic așa. În spatele meu este The North Face, începem în forță cu The North Face. Mai este UGC. Ce? 70% off la The North Face. Nu e adevărat, am fost deja, e cam clickbait, că nu este nicăieri 70%. Este UGC, Huka, o grămadă aici. În celălalt sătuleț Nike, Adidas, Tommy, restul. Dar o să vă trec prin toate. Acum mergem la aici în The North Face să vedem, să vă arăt ce am găsit. Este 60 off la geci. Și a rămas o singură geacă aici. Deci de la 330 minus 60 off. Nu știu, ca faceți voi calculul cât ar fi fost. A, este asta. Aici sunt gen toate rașchetate, vorba Carlei. Asta o am și eu. Asta am primit-o și eu de Crăciun de la sora mea. Sunt o grămadă de geci. Acum mie o să-mi fie greu să vi le arăt pe toate în parte, dar o să vă arăt pe care... O să vă arăt gecile pe care mie îmi plac. Uite, de exemplu, asta e faină. Asta este și vestă. Asta chiar e mișto. Stai că punem aici. Asta e la 30 off. Deci 260, 30 off. Acolo spre 200, cred. Poate o să... Ah, uite, hello, hello there. Un polar, ceva de genul ăsta e mișto. Îmi plac culorile astea turbate, maxim. 180. No, mai scazi 30% din prețul ăsta, se adună ceva. Deci sunt reduceri ok. Mă uite, sincer să vă zic, astea la 60% sunt cele mai bune. Și Movo ăsta îmi place, mărimea XL. Ah, uite, Movo ăsta era mișto. Ăsta chiar era mișto, numai nu este mărime. Se vede că au venit alții și au luat tot ce a fost bun. O grămadă de pantaloni scurți aici, nu mi se par wow. Uite, pantalonii scurți 70 off. Luăm un exemplu, $75 cu 70 off. Hai că scade undeva la 20 ceva de dolari. La tricouri, văd că... Uitați să vedem. Uite, ăsta chiar e material mișto. Cât costă? Op. $55. Să stai, nu-i rău. Ajunge la 20-30 de dolari, habar n-am. Și ce mai voiam să vă arăt, e aici. Tot așa, este plin cu polare. Aici o să mă uit mai atent pentru că mie îmi plac polarele, îmi plac foarte mult. Și să-mi iau așa un polar de ăsta așa nebun. O culoare de asta crazy, știți voi. Și mai sus, uite asta. Asta v-am arătat și mai înainte. Deci pe polare, stocul e plin aici. Uai, ce fain e materialul ăsta, ia pune mâna. Mai ies hoodie-uri de astea simple, jur că astea erau și anul trecut. Exact la fel. Astea cu turcoaz. Astea nimic special. Ce mai e pe aici? Deci restul sunt astea simple. Astea la 60 off din 60%. Not bad, chiar nu-i rău, chiar nu-i rău. Un polar foarte mișto pe care l-am găsit, însă nu este mărime. Este doar XXL și S. Deci polarul ăsta mă rupe maxim. E și foarte mișto materialul. Gen e foarte fluffy, aș spune. E 60% de fapt, 60 off din 160. E ok prețul. Dă-mi-le astea, te rog. Haideți să vă arăt ce polare o să mă duc să încerc. Și poate o să-mi iau unul. Ia vedeți. Astea două. Sunt foarte curios care arată mai bine pe mine. Asta mi-o place. Asta mi-o place foarte mult. Și vine undeva la... E 109 cu 60%, vine de la $45 spre 50 cu tot cu taxe. Asta e foarte mișto și o să-mi iau. E mărimea S, din păcate, e material foarte bun. Uai, ce mișto e. Dar e mică pe spate, e mică la mâneci. N-aș fi fost rea. Și la... Stați-vă prețul. $160 cu 60%. De oricum, din păcate, e mică și n-am ce să fac cu ea. O altă chestie la care trebuie să mă uit sunt mănușile de iarnă. Sunt mai multe modele și, I don't know, și prețuri, dar și funcționalități, I guess. Sunt astea groase, că gen mergi pe Everest cu ele. Sau sunt astea, gen și astea sunt groase. Trebuie să văd. Front Range Glow, Men's Apex. Asta scrie gen. Scrie ce scrie pe asta. Pe asta nu scrie? Nu scrie nimic, mă uitam să văd. I don't know. Uite și astea, de fapt sunt la fel. Și prețul, $70.
Cu reduceri, nu știu dacă îți reduceri sau nu, de fapt ar trebui să fie. Dar o să mă mai atent, pentru că o pereche mișto de, adică nu mișto, o pereche bună de mănuși, dacă nu găsesc la The North Face sau Columbia, atunci nu știu unde găsesc. Gata scandalul de aici, de la The North Face, îmi iau polarul și mănușile astea de ski. M-am uitat bine, mănușile $70 cu 60 off și polarul 109 cu 60 off. Polarul e $42 și mănușile $27. Damn! Acum am plătit tot. Deci polarul și mănușile au costat $64. Am mai primit 10% off pentru că mi-am băgat acolo e-mailul și alea și m-am abonat la newsletter. Știți, am toată povestea. Și atâta numai vreau să vă zic că mănușile ca preț întreg erau $70 și eu am plătit pe astea $2.64 până la urmă. Foarte, foarte bine. Deci de aici la The North Face foarte ok și un început promițător. Mai este încă o locație pe cealaltă parte. Trebuie neapărat să traversăm cu mașina și acolo, cum v-am mai spus, Nike, Adidas, alea. Tommy, ce mai e? Ralph Lauren, Prada, designerurile astea, oricum nu o să mă bag, dar oricum mergem să vedem. Let's go! Vineland Orlando Premium Outlets. Am ajuns în celălalt sătuleț, cum v-am mai spus, și acum o să mergem să le luăm la rând. Abia aștept să văd Nike ce o să găsesc. În Adidas, Ralph Lauren, sper că o să vă duc în cât mai multe locații, să zic așa, și să vedem acolo cât mai multe chestii și să-mi cumpăr cât mai multe chestii. Și să-mi cumpăr cât mai multe. Like și subscribe și com. Am ajuns, m-am ascuns printre rafturi că e foarte multă lume și între timp vreau să vă arăt o pereche pe care s-ar putea să o recunoașteți. Nike Attack. E foarte asemănătoare cu perechea Nike Mac Attack de la Travis. În rest, o să vă mai caut și o să vă mai arăt chestii interesante, neapărat. Ok, e o pereche de Nike Ambush. Foarte fain, dar e mărime mare, mărime 13. Și o pereche de Nike Vapor Max. Foarte tare. Dar ăștia Ambush, stați că vreau să vi arăt din nou. Nike Ambush e 30 off. Deci retail-ul $150 cu 30 off, care vine undeva la $100. Not bad. Am găsit o pereche de Jordan 4 Craft. Ceva de fapt ea a găsit, e mărime mică, dar oricum 30 off de la retail. Not bad. Bine, sincer, mă așteptam să găsesc o pereche, un colore de Jordan 4 după atâta timp, după ce l-a trecut hype-ul. Și mă bucur că l-am găsit aici. Sunt curios dacă, adică cam zero șanse să găsesc mărimea mea, dar o să caut în continuare și o să vă arăt tot ce o să găsesc așa mai interesant. Ia vedeți ce am găsit, chestiile mele preferate. Un tricou cu albastru și cu roșu și vreau să vi-l arăt pe al doilea. Un tricou cu alb, ambele cu USA. Nu cred că au reducere, dar le au, mă duc să le încerc și o să mă mai uit în continuare. Mi-am găsit pantalon gri, vine de la băieți, sper să fie bun. Este și mărimea mea? Da, este. Că poate un training de ăsta, un tracksuit o să-mi iau și eu de la Nike, mai ales dacă e preț bun. Dar până atunci trebuie să verific ăsta dacă au reducere sau nu, pentru că e retail, e gen $90. Am găsit niște hoodie-uri foarte mișto de la Nike ACG. Ia de, vreau să vi le arăt acum, ăsta sigur o să-mi iau. Foarte mișto, după cum ați văzut și înainte, am dus și mi-am luat de la The North Face fleece. Am mai găsit fleece-ul ăsta. Ăsta o să mă uit, ăsta mi se pare scumpuț, e 65 și hoodie-ul e 53 cu 30 off, undeva la, stai să văd, $37. Ăsta e preț foarte bun. M-am dus puțin mai la stânga, să zic așa. Hats, o pereche de Nike Tech fleece. Ăștia deja, na, nu-i wow să-i mai găsești la reduceri. Uite, încă o pereche de Nike Tech. Chiar mă bucur, e primul magazin la care, de fapt e al doilea după The North Face. Sincer, mai fain decât anul trecut, am fost și anul trecut. Vreau să vă arăt ce am găsit. Ce mi-am găsit? Foarte tare. O pereche de Nike gen sweatpants de la Nocta. E foarte tare, deci calitatea e super. Vreau să vă arăt. Foarte tare. Deci atâta vă zic, $35, gen $150. Damn, foarte, foarte tare. Dar păcat că îți mărim doar XXL. Și am prins eu un S, deci dacă mi-e bun. Să sperăm că gen fitting rooms, nici nu vine în română, e deschise. Cabinele de probă sunt deschise, asta sperăm. Să văd care cum o să le încerc. Ce ziceai? Ce material are? Gen, mai fain e ăsta, de la ăsta basic. Ăsta e mai... Da, e mai... ușat, e mai soft, nu știu.
nu știu, mergem, le încercăm și vedem. Jordan 5 UNC. God damn. Deci azi dimineață când am venit aici nu erau măcar, nu erau expuși. Acum au full size run. A, da, uite, mai e și perechea asta. GB, nu știu cum. E reflective. Dar foarte tare oricum. Interesant. Jordan 5 retro UNC. Puteți să văd dacă mai e ceva de arătat. Mai este aici o pereche de Jordan, dar se ia Gore-Tex. Uite, ăștia au și additional 30 off. 30% reducere. Ăștia e o pereche bună pentru iarnă. Dar UNC-urile astea, bine, nu e ceva wow, dar să-ți vezi aici așa pe raft, într-un outlet, un colorul atât de popular, e ceva, sincer. Și multe perechi și mărimi. Încă o pereche foarte interesantă aici la Nike și sincer să vă zic, nu e rea. Perechea asta de miduri, de Jordan 1 mid, care e la $100. Bă, nu e rea, sincer să vă zic, chiar nu e rea și e un colorway destul de nice. Cum se numește? Mystic Navy Mint Foam White e colorul. Foarte drăguț. S-a terminat joaca, mi-am pus toate chestiile aici pe care le voi cumpăra. Tricourile cu America nu le-am luat pentru că sunt doar la retail price și mi se pare scump pentru că dacă caut puțin pe aplicația Nike, le găsesc la reducere. Ne-am pus la coadă vreo 50 de persoane înainte noastră, dar sunt multe case libere și nu o să stăm foarte mult. Eu zic undeva la 10-12 minute de așteptat, ceea ce e ok, având în vedere că e full magazinul. Deci, am ajuns în Tommy, unde majoritatea chestiilor sunt la 50 off. De exemplu, vreau să vă arăt o geacă mișto. Geaca asta e de asta de ski. Ia vedeți. E foarte mare, foarte grea. E la 50 off. Și hai să vedem prețul, sunt foarte curios. 329 la 50 off, ajungi la 175. Nu, 165. Păi nu e rău prețul. Am mai văzut un polar foarte nice pe care vreau să vi-l arăt și să ne uităm împreună la preț. Haideți să-l vedeți. $170. Asta nu e rău. Chiar nu e rău. 50 off. Îl iau la un preț bun. Să zic așa, gen până în 400 de lei. Am un, na, unii poate să se spună că, băi, mare prețul, alții că, bă, pentru Tommy e ieftin. Tot așa un rain jacket, raincoat ăsta, cu Hilfiger pe spate. Modelele astea sunt nemuritoare. Spune că din toate timpurile când am fost eu pe aici în America, tot timpul a fost la reducere o astfel de geacă. Wow, uite ce fain e baby blue ăsta. Aceeași geacă, doar că pe baby blue. Damn, nice. Foarte nice. Hai să mă uit la preț. 130 și asta. Nu știu de ce mă așteptam să fie mai scumpă. Stai să mă mai uit. Aici mai sunt windbreaker-ul și half zip, sau gen, cred că așa se numesc, care sunt la preț bun. Uite, ne mai uităm la tricouri. Tricourile sunt la $25. Na, not bad. M-am sperat de o doamnă care lucrează aici. Nu știu, am început să vorbească lângă mine, n-am știu dacă vorbește cu mine sau nu. De-aia m-am dus de acolo. Vă mai arăt hoodie-urile astea care tot așa la 50 off. Nici ăsta nu-i rău. Scurs de preț. Zi preț. 40. $40? Da. Cu 50 off? Sau? Nu, gen da, cu 50 off. Hai, 90, 45. Deci 45 vine, că e 50 off. Not bad. I-am dat atâta pe polarul Nike. Nu știu, eu scurăz, voi ce ați făcut? Ați fi dat pe Tommy sau pe Nike atâta? Aici la Shepci, de obicei, mai sunt prețuri bune. $35 cu 50 off. Gen, până în 100 de lei. Și am văzut că la noi s-au cam scumpit. Faine, mai ales așa un portocaliu de asta. Gen, la accesorii chiar sunt ok. Doar că găsiți și în alte părți. Gen, în magazinele astea, Burlington, Marshall, Rose Dress for Less, le găsiți până în $12, $14, $15, depinde. Poate găsiți și la $10. Deci, na, aveți alternative, însă aici parcă sunt mai clean, mai selectate, da. Decât acolo sunt toate aruncate și atunci de-aia sunt și mai ieftin. Da, zice Carla, că nu-ți vin să uiți, adevăr. A, hai să ne uităm la underwear aici și după aia plecăm la celălalt magazin. Deci, și boxerii sunt la 50 off, la 50 off, îți curios de preț. Prețul e de $42, gen, no, $20, un set de 3 boxeri. Not bad, mai ieftin ca și la H&M. Am intrat în Diesel și pe lângă faptul că e foarte frig aici, poate e o schemă din asta de marketing, puteți să-mi spuneți voi,
să mă lămuriți pe mine, am găsit un polar atât de mișto, deci nu pot să vă... deci n-aveți cum. În realitate, culorile sunt mult mai vii, să zic așa, și materialul chiar e ce trebuie. E prețul de $240 și aici e oarecum clearance și este take additional 60 off, gen 240 cu încă 60%. Acum stau să mă gândesc, dacă nu mi-aș fi luat celelalte polare, puteam să-mi iau asta, dar după aia rămâneam cu minus 3 polare, na, știți voi. Damn, haideți să vă arăt o geacă foarte mișto de piele. Cred că are 3 kg geaca asta. $650. Ioi, ce grea lui. Uite ce bă. Deci GoPro-ul e bun, dar nu acaparează luminile, gen, sau nu, culorile la fel de bine cum e în realitate. Bine, na, înțelegeți voi. Dar e foarte tare geaca asta. E mărimea, nici nu știu ce mărime e, că mi-e greu să mă iei cu o mână. Dar Diesel, sincer, Diesel a început să facă chestii foarte mișto în ultima perioadă. Am văzut că și-a schimbat designerul șef și sincer se vede. Și îmi place foarte mult noua lor estetică. Te-ai găsit geanta din aia? Nu, mi-a fost rușine să mă luat. Oh my god, s-a uitat, i-a fost rușine. E roz. Tu ești faner Cristiano Ronaldo, nu nici de cum Messi. Am încercat să o învăț, dar nu, de da, încă... Are... Uite, e roz. O, oh, da, e not included in promotion, deci e retail, e la 90. Nu. Mă duc acum la băieți, hai să vedem ce e acolo. Oh my god! În Mexic. Mai este aici? Cu Germania. Și mai vreau să vă arăt. Ăsta e atât de mișto. Cu Arsenal. E 50 off din 100. $50. Deci dacă o să găsesc cu real, îmi iau 100%. Aci la... și asta, și asta cu Mexic îmi place, numai nu știu dacă îți mărim. Hai să vedem. XL, XL. XL, oh my god, toate sunt XL. Dar și ăsta e tricou jucătorilor, gen player issued, și e la $150. Hai că mă duc să văd ce echipe de fotbal mai găsesc. Ce ai zis? Că eu cred că e ăla de la PSG cu roz. Nu, din păcate, adică nu că din păcate, na. Este cu Argentina. Ba da, din păcate că mai este ăsta roz cu Messi. Adică nu cu Messi, că e... da. N-are nimic pe spate. Ăla de la femeie avea. Da? Da. No, deci astea n-au Messi. Și mai e pe spate. Mai e ăsta. Ăsta parcă e mai fain cu negru și roz. Dar totuși, na. Până acum n-am văzut cu real. Cred că real, adică nu cred real, cu real ar fi singura variantă să-mi iau. Deci ăsta cu Inter Miami nu era la reducere. Toate sunt la reducere. Toate. Deci am venit aici, cum v-am spus, să caut, oh, să caut haine. Și am găsit o vestă foarte mișto. Una chiar foarte mișto, care sincer își merită și deal-ul, că e la 50 off. Oh my god. Ia vedeți ce fain e. Gen, e un portocaliu așa foarte strigător în realitate și arată foarte nice. Este 200 cu 50 off, gen $100. Eu zic că e ok. Nu e rea, sincer să zic, nu e rea. Dar mi-am luat deja 3 polare azi și am și două veste de North Face acasă. O să stau pe curul meu. Hoodie-uri de la 145 la 50 off, gen $75. Eu rămân la polarurile mele de la Nike. Un tricou foarte nice. Hai să vedem, și e la 40 off, deci nu e la $60. Pe ăsta l-am văzut așa mai interesant, care să fie și pe estetica mea. Ăsta așa cu polo bear. Asta chiar e nice. Ne-am oprit să mâncăm. Ne-am luat niște Auntie Anne's. Sper că am pronunțat bine. Niște mini pretzels dog. Ceva de genul, un fel de corn dog, covered dog, de apă în miniatură. Pentru că era foarte mare coada la mâncare acolo în food court, care este în spatele nostru. Și ne-am luat și niște muștar, ketchup de-astea. Hai, Carla face acum taste rapid. Ah! De ce trebuie? Mm-hmm. Hai, noroc! Wow! E foarte bun! Oh, wow! Deci și-o luat aici respirația dragonului. Sau cum se numește? No, bun, hai că iau și eu și o să fac outro-ul. Ah! Oh! Damn! Nașpa! Spufuleți înghețați! Ce prank ne-am luat! Cu această ocazie am făcut aici un show la outro, numai bine. Guys, vă zic sincer, ăsta a fost cel mai tare outlet în care am fost. Chestii super mișto, toate mărimile, toate magazinele, tot ce ai vrut, haine, încălțăminte, accesorii, parfumuri,
foarte nice, mâncare, am rămas plăcut surprins, dar mai avem vreo 3 săptămâni de stat aici și trebuia să, nu că trebuia, trebuie să am grijă de bani, să nu-i cheltui pe toți. Deci astăzi s-a luat doar atât, The North Face, Nike și Ralph Lauren, și cu această ocazie zic că este ok pentru astăzi. Oricum mai avem cam o oră de condus până acasă, mergem, ne luăm ceva de băut între timp, luăm carul, luăm ride-ul și vom pleca acasă. Nu uitați ce a zis Carla, like, subscribe, comment, share, tot ce vreți aici, să o susțineți. Pentru mai multe cumpărături. Pentru mai multe... Bun, guys, hai, ne vedem data viitoare și nu uitați, follow, subscribe acolo, oricum vă las toate linkurile în descriere. Let's go!